Bună! Bună! Bine v-am regăsit! Astăzi am ieșit iarăși la plimbare împreună cu Daria, undeva aproape de București și anume la grădina cu lavandă de la Țipărești, Prahova. Am făcut practic o oră, o oră și un sfert, cam așa. Până aici cu mașina, e drum asfaltat până la grădină. După câte vedeți aici în spatele și în jurul nostru e o parcare mai mare, sunt o groază de mașini. Aveți și un indicator pe exact unde este parcarea, spre grădina cu lavanda. Oricum, noi dacă dați căutare și pe Waze și pe Google Maps, apare localizat exact. Ca punct de reper este relativ aproape de orașul Plopeni, pe drumul spre Slănic. Prahova, la un moment dat, se bifurcă un drum comunal pe care nu cred că am mers mai mult de 2-3 km până am ajuns la grădina de lavandă. Oricum, dacă setați pe Waze grădina de lavandă sau cu lavandă, o să vă ducă unde trebuie. Asta dacă o să aveți semnal la GPS, nu ca noi. Undeva pe la jumătatea drumului am pierdut semnalul GPS, nu știu ce s-a întâmplat astăzi și a trebuit să ne descurcăm cu harta clasică. Acum traversăm apa și ne îndreptăm spre grădina cu lavandă. Deja se văd niște câmpuri cu lavandă. Este grădina de lavandă, nu cu lavandă. Oricum sunt mai multe grădini de genul acesta în țară. Noi am ales-o pe aceasta pentru că era ceva mai aproape de București și voiam să mergem foarte mult cu Daria, cu mașina. Acestea sunt tarifele de intrare. Intrarea este aici, acolo, și continuă până la pădure. Sunt și zone amenajate, aici un leagăn, scaune, mese, două magazine unde se vând produse din lavandă. Așadar, nu mai e nevoie să mergeți până în Provence. Puteți să veniți până în Țipărești, Prahova, la grădina cu lavandă sau la alte grădini. În ultimii ani au apărut mai multe grădini cu lavandă. Tot aici, la grădina de lavandă, se organizează în vara aceasta și concerte. Cred că sâmbăta sunt concertele, sâmbăta seara, începând din iulie, din ce am văzut eu. Dacă vreți să le vedeți, puteți să verificați pe pagina lor de Facebook. O să vă las linkul în descriere. Noi, însă fiind cu Daria, am preferat să alegem o zi un pic mai liniștită, fără prea multă aglomerație. De asta am venit și după amiaza, cât să nu fie foarte cald și să fie și lumina mult mai bună. Ne-am încheiat vizita la grădina de lavandă. După cum vă spuneam la început, a fost 10 lei intrarea pentru adulți. Grădina nu este foarte, foarte mare, nu aveți nevoie de foarte mult timp dacă nu vreți să stați, să faceți poze, să faceți un picnic aici. Dacă doar vă plimbați cum am mers noi, nu cred că v-am mai mult de o oră, să vă plimbați prin lanurile de lavandă. Aveți însă grijă să vă încălțați cu ceva comod și eventual să nu veniți în sandale, pentru că nu sunt alei, e pământ pe jos, evident, ca să poată crește plantele. Aveți aici și un magazin cu produse din lavandă, uleiuri, sare de baie, săpunuri,
Tot aici vindea cineva miere, de salcâmbi, rapiță și polifloră. Mai este un magazinaș de unde vă puteți lua o bere. Ce mai erau? Ape? Da. Sigur, nu cred. Ape, cred că erau. Adică dacă nu veniți cu apă la voi, puteți să o luați de aici. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare. Bye! Bye!